Raportul privind stadiul lucrărilor la parcările subterane prezentat de constructori în comandamentul săptămânal pare să fie unul relativ bun. Mai este nevoie de un utilaj care va fi folosit la execuțiile de injectare. Trebuie să începem și injectările, un utilaj de injecție de săptămâna viitoare ca să facem injectările la parcajul 1 deja, să putem să grăbim un pic săpătură general. Acolo trebuie să așteptăm după injectare de 2 săptămâni să se întărească metodul de injectare. Totodată, constructorii susțin că zona străzii Ștefan cel Mare este destul de delicată și necesită atenție sporită la foraje. Referitor la parcajul numărul 1, lucrările par a fi în grafic, în ciuda faptului că ritmul de lucru a fost îngreunat timp de mai multe zile din cauza temperaturilor scăzute. La parcajul numărul 1, la parcajul numărul 2 s-a lucrat chiar foarte bine, chiar în condiții de îngheț, s-a decopertat, s-a pregătit suprafața pentru intervenție. Intenționăm să transferăm niște utilaje și la parcajul 2, acolo suprafața este mai îngustă, să putem lucra în așa fel încât, așa cum am spus, în jurul datei din 1 mai să putem finaliza aceste lucrări pregătitoare la rutele ocoritoare. Constructorii au sarcina de a finaliza aceste lucrări pregătitoare pe care le realizează în momentul de față până în luna mai, atunci urmând a fi demarate lucrările propriu-zise pentru realizarea parcărilor subterane.